Da, îl am pe Dragoș Nedelcu lângă mine, a rămas fără tricou, dar este îmbrăcat în tricolor, așa că e și mai bine. Dragoș, suntem în semifinalele campionatului european, suntem la Jocurile Olimpice. V-ați gândit atunci când a început această aventură că vom ajunge atât de sus, atât de departe? Sincer, era greu să ne gândim să câștigăm grupa, vreau să luăm fiecare meci în parte, așa, și așa am și făcut. Am pregătit meciurile foarte bine din punct de vedere tactic și consider că primul loc este pe deplin meritat, părerea mea. Acum, dacă altcineva are altă părere, este treaba lui. Ce înseamnă pentru tine, pentru cariera ta, toată această poveste, toată această nebunie frumoasă pe care voi ați produs-o aici? Înseamnă un lucru extraordinar. Am scris o filă de istorie în România și mă bucur că am putut și eu să iau parte la acest lucru. Sunteți adunați din toate colțurile țării. Știu de tine că ești din Histria, din județul Constanța. Ai un gând pentru cineva anume? Ai un mesaj pentru cineva anume, către cineva apropiat? Normal, pentru părinții mei. Le mulțumesc că sunt tot timpul alături de mine și pentru întreaga țară, pentru toți 23 de milioane care au fost în spatele nostru și care ne-au împins de la spate atunci când noi nu mai puteam. Ce simți tu când vezi atâția oameni în tribună alături de voi? Ce simți când vezi toate reacțiile pe rețelele de socializare, toată lumea alături de voi? Simt o mândrie și principalul obiectiv, cred că, când intru în teren este să-i fac și pe ei mândri, pentru că vin aici să muncească și e greu de departe de casă. Noi știm asta foarte bine și măcar o seară să fie și ei fericiți și să meargă acasă mândri că sunt români în altă țară. Semifinală cu Germania, joi seara, în direct pe TVR. Ce înseamnă pentru noi un meci cu Germania la un asemenea nivel? Sincer, nici nu m-am gândit. Sunt prea bucuros pentru momentul pe care îl trăiesc acum. În seara asta trebuie să ne liniștim, să sărbătorim în primul rând, pentru că este o clipă de sărbătoare. De mâine vom analiza adversarul și vom intra pe teren să ne calificăm în finală, pentru că am arătat în această grupă infernală că se poate și că România are jucători talentați, gata să se bată cu zecile lor de milioane. Mulțumesc, Dragoș Nedelcu. O să revenim aici la Cezena. Înapoi la voi.